Salutăm zilele acestea una dintre cele mai mari ferme de cereale cu moară și fabrică de pâine din inima Moldovei, la centenarul său de când pune pe mesele moldovenilor pâine din materii prime românești. Merită să-i cunoaștem pe cei care fac performanță în agribusinessul românesc și mai ales pe cei care integrează materiile prime pe care le produc. Greul din câmp își încheie misiunea pe mesele românilor din partea de est a țării. Vorbim de 100 de ani de tradiție în panificație, care înseamnă un drum lung, la capătul căreia stă ambiția de a crea o pâine sănătoasă, chiar dacă este produsă în sistem industrial. Ceea ce am descoperit în fabrica din Iași este că pâinea se face cu maia pregătită zi de zi industrial, un lucru nou pentru consumatori. Astfel, din fabrica ieșeană, 100 de mii de gospodării din estul țării, de la Iași până la Suceava și până la Focșani, pun pe mese zilnic o pâine românească, fără euri și conservanți. Una dintre cele mai moderne și automatizate fabrici de pâine am descoperit-o la Iași. Iar de departe, ceea ce ne-a atras atenția a fost locul unde maiaua este preparată zi de zi. De obicei, vorbim de maia doar în cazul brutăriilor artizanale. De această dată ne-a fost dat să vedem cum se prepară maiaua industrială pentru mii de pâini zilnic. Suntem în zona instalației industrială de preparare a maielei. Suntem prima fabrică din Moldova care am achiziționat o instalație de capacitate mare. Ea are în dotare 5 tancuri, a câte 2,5 tone fiecare. În această instalație pregătim maiaua, pornind de la un amestec de făină și apă, pe care îl realizăm în acest mixer automat. Amestecul rezultat este depozitat în buncărele respective. În această instalație, cu o capacitate de 300 de litri, realizăm înmulțirea culturilor lactice, pornind de la un cui mic și ajungând să realizăm starterul pe care îl utilizăm pentru fabricarea maielei. Acest starter este transferat în tancurile de realizare a maielei și în urma unui proces fermentativ între 9 și 12 ore, cu temperatură și timp controlate, obținem maiaua. Ne-am apropiat de zona cea mai interesantă, acolo unde se face propriu-zis făina. De aici începe traseul. Toate tipologie, toate tipurile de făină sunt aici. Mândria brutarului, amestec furci de cartofi. Da. Face și cu cartofi pâine, nu? Exact cum v-am zis, da, avem sortimente care conțin în rețetă furci de cartofi. Iar aceste cutii sunt pregătite în ideea că nu funcționează la un moment dat sistemul de dozare și suntem, de exemplu, noaptea și trebuie să realizăm pâinea. Atunci operatorii noștri pot utiliza aceste cutii cu ingrediente și le pot utiliza la frământare. De exemplu, la ora aceasta, ce fel de pâine se face? Cu pâine albă? Da, o pâine albă feliată de 300 de grame. Da, ia să vedem aici, o pâine albă feliată de 300 de grame. Asta este planul la ora asta. Să spunem că am ajuns în fabrică destul de târziu, seara, dar se muncește pentru pâinea de a doua zi. Bucățile de aluat sunt trecute apoi prin această bandă cântar care verifică greutatea fiecărei bucăți de aluat, iar bucățile de aluat care nu sunt conforme sunt rejectate. Mașina de modelat lung, unde practic dăm forma finală a produsului, cea de franzelă. Aici avem o mașină de modelat dublă care realizează în același timp pe două rânduri bucățile, fitilele de aluat. În continuare, acestea trec și alimentează panacoadele sau tărgile din dospitor. Ce este practic dospitorul? Este o incintă în care avem temperatura și umiditatea controlate, în care bucata de aluat stă un interval de timp cuprins între 60 și 90 de minute și, ca scop tehnologic, rolul acestuia este de a asigura condiții pentru dezvoltarea microorganismelor, pentru a se da forma finală produsului,
avea volumul necesar înainte de intrarea în cuptor. Suntem în zona de dospire, practic unde bucățile de aluat modelate lung intră și staționează pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 90 de minute în vederea obținerii formei și volumului final înainte de intrarea la coacere. Rolul de dospire este unul important. În această perioadă drojdiile se activează, se formează structura miezului și aromele. Totul este automatizat în fabrica modernă din Iași. Fermentația în dospitor este atent controlată în funcție de varietatea de aluat. Până și modelul trasat pe bucățile de aluat sunt automatizate, iar tăieturile sunt în funcție de sortimentul de pâine. De departe, cea mai spectaculoasă zonă este cea de răcire a pâinilor. Pe cilindrii rotitori imenși, zeci de mii de pâini se odihnesc în jur de 2 ore. Ca să ne facem o părere, dacă imediat la ieșirea din cuptor pâinea are în centru termic o temperatură de 98-99 de grade Celsius, în etapa de feliere și ambalare avem nevoie o temperatură de în centru termic al pâinii de maxim 27 de grade. Iar trecerea prin aceste spire de răcire realizează acest lucru. Excesul de căldură și umiditate este preluat și pâinea este pregătită pentru operația de feliere și de ambalare. Aceasta este pâine, o pâine sănătoasă pe care noi o facem. Merită să o gustăm.